Contra, dragii mei, este primul video pe care îl fac de pe calculatorul de birou. Până acum am făcut numai de pe telefon. Hai să vedem cum se vede, că sunt foarte curioasă și cum se aude. De aceea mi-am pus și microfon de genul acesta, care știu că se aude foarte bine, pentru că îl folosesc de la cursurile online. Da? Vom vedea. Ok. Bine v-am regăsit, bine v-am găsit. Ideea este că vreau să răspund la întrebarea dacă este ok să iei o pauză de la relația de cuplu pentru a lucra cu tine. Pentru că mi se pare o întrebare extraordinar de importantă și am zis să încep cu ea să răspund. Ei, dacă ai și tu o întrebare, găsești în mesajul acestui video un link unde poți să-mi adresezi orice întrebare ai și eu îți voi răspunde printr-un video. Eu sunt Loredana Latiș, sunt președinta Academiei Române de Coaching și acum cu mare iubire îți răspund la această întrebare care mi se pare extraordinar de importantă, pentru că da, răspunsul pe scurt este da. Este foarte ok să iei o pauză de la relația de cuplu pentru a lucra cu tine. De ce anume este atât de ok? Ai putea să mă întrebi. Păi, foarte simplu. Pentru că atâta timp cât tu nu ești în regulă cu tine, că tu ai niște frământări interne, niște chestii care te, așa, știi, din interior, pot fi amintiri, pot fi traume, pot fi dureri, pot fi neclarități, pot fi diverse lucruri care ți se întâmplă, mai ales dacă treci printr-o stare sau ai fost și ai descoperit niște lucruri despre tine în anumite contexte, cine știe, atunci este posibil ca de fapt să chiar să ai nevoie de un timp cu tine. Nu înseamnă că relația de cuplu nu mai funcționează. Adică nu neapărat că vrei să fii tu cu tine să-ți rezolvi niște lucruri pentru că relația de cuplu nu funcționează. Nu neapărat. Adesea oamenii confundă lucrurile astea și se despart așa repede și se... Nu, nu are legătură. Părerea mea este, dacă treci prin asemenea situație, ia-ți o pauză. Adică să ai un dialog civilizat cu partenerul sau partenera de cuplu și să-i spui, uite, știi, eu trec prin niște chestii acum. Încă nu nici mie e clar exact ce trec. Și am nevoie de o perioadă în care să nu prea mă bagi în seamă. O perioadă în care să mă lași un pic în plata Domnului, să fiu eu cu mine. Nu știu, și aici poți să stabilești o perioadă, o săptămână, o lună, un an. Dacă simți nevoia să pleci într-un alt loc, poți să o faci, astfel încât să-i spui celuilalt că de fapt este nevoie de această perioadă pentru a lucra tu cu tine. Adică să nu ai un dialog de genul din cauza ta, tu mi-ai făcut, tu mi-ai drept și eu acum am nevoie de. Asta este un dialog din postură de persecutor, de abuzator și nu ți-l recomand. În schimb, ce îți recomand să fii autentic și să spui, ok, eu cu mine am ceva de lucru, nu știu dacă are legătură cu tine sau nu avea, o descoperi când mă apuc de lucru cu mine, dar este foarte clar că am nevoie de o perioadă în care să stau singur. Că poți să stai singur în aceeași casă, este ok, poți să stai în camera ta sau puteți să vă împărțiți cumva camerele sau poți pur și simplu să-ți iei bocceluța să te duci la hotel sau să te duci, nu la mama, dacă vrei să lucrezi cu tine, nu te du la mama, nu te du la prieteni, nu te du la foști prieteni, nu te du la copii, nu, acolo nu se lucrează. Ascultă-mă ce spun, că nu se lucrează, pentru că mediul te va distrage. Du-te într-un loc unde vei fi într-adevăr singur. Închiriază-ți ceva, stai și gândește-te cu tine, apelează la un coach că te ajută extraordinar de mult. Așa încât intră pe site-ul Academiei, academiadecoaching.ro. Este un proces, un proiect, eu sunt ok, tu ești ok, se numește, e proiectul absolvenților, care oferă sesiuni gratuite de 30 de minute, intră acolo, programează-te, te va contacta, lucrează cu tine, lucrează cu tot ce ți se pare important, însă în niciun caz nu te du la mamă, la tată, la prieten, la frați, la surori, pentru că nu te ajută la absolut nimic. Cel mai important este să fii tu cu tine. Asta ți aduce într-adevăr valoare. Așa încât este foarte ok să îți iei un respiro, astfel încât să te gândești în profunzime la ceea ce îți dorești și ok, acum bun, ți-ai luat respiro, dar ce faci? Ce faci cu respiro? Că și să stai să te uiți așa pe pereți, asta nu-i respiro, asta e depresie. Așa că n-ai rezolvat nimica. Soluția, pe foarte simplu, ia vestitul pix și vestita foaie, să le dea Dumnezeu sănătate la pixul și la foaia asta, că sunt geniale, astfel încât să te identifici cu ceea ce ești tu acum, adică să-ți dai seama de fapt cine ești și să-ți pui întrebări de genul ce este cu adevărat important pentru mine în relația de cuplu și începe să scrii. Și continuă să scrii și mâine și continuă să scrii și poimine, lasă foaia deschisă. Continuă să scrii și răspoimine o altă foaie.
ce s-a întâmplat până acum în relația de cuplu. Asta dacă vrei să-ți iei pauză de relație de cuplu, dacă vrei să-ți iei pauză de carieră și de orice, e valabil. Adică poți să-ți întinzi pe masă toate foile. 1. Relația de cuplu. 2. Carieră. 3. Relația ta cu spiritualitatea, că nu știu, poate ai un conflict pe undeva, că nu știi niciodată. Relația ta cu părinții, relația ta cu frații, relația ta cu prietenii, relația ta cu... Deci poți să-ți pui mai multe foi, să ți le întinzi, astfel încât să-ți faci un fel de diagramă sau un fel de radiografie a vieții tale actuale. Și atunci lucrurile sunt foarte, foarte, foarte simple. Înțelegi? E foarte simplu. Ideea este să obții acea claritate, acea claritate în care tu să te reconectezi cu tine, cu acea parte din interiorul tău care chiar are nevoie de tine acum. Că e clar că altfel nu s-ar fi întâmplat. Asta îți sugerez să faci și mi se pare că rezultatele sunt convinsă de altfel, să mă ții la curent cum iese, că sunt convinsă că rezultatele vor fi extraordinare, pentru că ești un om extraordinar și după aceea cu mintea limpede, cu sufletul curat, te poți întoarce în relația de cuplu și poți să iei o decizie, rămâi sau pleci, însă iei din postura de adult, nu iei din postura de copil rănit, nu iei din postura de orgoliu, nu iei din postura de agresor sau de victimă sau de salvator, iei pur și simplu din postura de adult, întreg emoțional, da, decid să rămânem și uite în ce condiții, uite, are loc o recontractare a relației sau nu, eu am decis să rupem această relație, să o oprim aici, îți mulțumesc frumos, la revedere! Adică lucrurile cumva să fie foarte simple. Nu contează că ai sau n-ai copii, ca să ne înțelegem, da? Nu contează că ai sau n-ai copii. Contează ce simți tu în acel moment. Pentru că tu, dacă vei fi ok, copiii vor învăța să fie ok. Dacă tu nu vei fi ok, copiii vor învăța să nu fie ok. Așa încât decizia în a rămâne sau a pleca dintr-o relație de cuplu sau orice altceva nu are relevanță dacă sunt sau nu sunt copiii în ea. Știu că ce spun e contravine oricăror baubauri pe care le-ai auzit, dar crede-mă, că am observat acest lucru din lucru cu oamenii și îți sugerez să fii foarte atent și foarte atentă la deciziile pe care le iei. Pentru că ești un om genial. Și bineînțeles că dacă vrei mai mult decât atât, te aștept cu multă iubire la cursul de formare în coaching, de practitioner coach din cadrul Academiei Române de Coaching, pe care îl susțin eu. Am ajuns la seria 21 și sunt foarte mândră de acest lucru. Este în do Începe, de fapt, din 26 octombrie 2018. Detalii găsești, este seara, este online, pe o platformă foarte simplă și foarte ușoară, exact cum suntem noi acum pe Facebook, doar că acolo vei putea să interacționezi cu mine, să vorbești, să ridici mânuța, să completezi pe chat, vor fi PowerPoint-uri, vor fi, e foarte interactiv, este în direct cu mine și cu colegii tăi de grupă, este după amiază, de la ora 19 la orele 23 ora României. Așa încât este foarte simplu să te înscrii, e foarte ușor de pe telefon, de pe tabletă, de pe laptop, de pe ce vrei tu. Poți să participi. Ideea este să-ți dorești să participi, că se găsesc toate resursele. Detalii găsești pe academia de coaching.ro sau la 0752163163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și adu-ți aminte că ești un om extraordinar, indiferent ce ți s-a întâmplat. Pentru că da, se poate! Te pup și te iubesc!